Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a anunțat că la începutul anului trecut, în calitate de ministru al culturii, a semnat un protocol de colaborare între Asociația Ovidiu Ro, Ministerul Educației și Ministerul Culturii, în vederea stimulării lecturii atât în grădinițe cât și în cadrul familiei. Cu acest prilej, deputatul Gheorghiu va efectua o vizită la grădinița din comuna Preotești pentru a le citi copiilor, iar ulterior, programul continuă cu o vizită la maternitatea și secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava. Programul Citește-mi 100 de povești se desfășoară sub egida proiectului România Educată, derulat de administrația prezidențială. Cred că este un gest firesc să continui să sprijin Asociația Ovidiu Ro în misiunea de a ajuta copiii, în special pe cei care provin din medii defavorizate, să aibă parte de educație timpurie de calitate. Astfel, vineri 20 mai 2022, de la ora 9, vom merge la grădinița din Bahnarini, comuna Preotești, județul Suceava, pentru a le citi copiilor. Doar prin exemplul personal putem să îi obișnuim pe cei mici să citească, a declarat Bogdan Gheorghiu. De asemenea, potrivit deputatului Gheorghiu, programul va continua și după ora 11, cu o vizită la maternitatea și secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava.